Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a realizat în perioada stării de urgență plățile pentru măsurile de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice SARS-CoV-2. Referitor la activitatea ANOFM, raportul Curții de Conturi, gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență realizat la solicitarea Parlamentului României prevede că aceasta s-a desfășurat în condiții de respectare a atribuțiilor legale, asigurându-se continuitatea, deși sarcinile specifice suplimentare au dublat volumul de lucru și au fost puse în aplicare fără o suplimentare a personalului existent printr-o angajare totală a întregului personal prin ore suplimentare, inclusiv în perioada sărbătorilor legale și prin optimizarea fluxurilor și a procedurilor de lucru. În același timp, concluzia raportului Curții de Conturi este că întreg procesul s-a desfășurat într-o manieră rapidă și eficientă. Este vorba atât despre plățile șomajului tehnic în condițiile articolului 11 din OUG numărul 30/2020, cât și despre plata indemnizației pentru zile libere acordate părinților în condițiile legii 19 din 2020.